Bărbatul trăia la niște rude din localitate, iar luni a mers în vizită la sora concubinei, acolo unde era prezentă și aceasta. Cei doi s-au certat, iar bărbatul a plecat supărat spre casă și se presupune că i-a dat foc. La scurt timp, casa a fost cuprinsă în flăcări. La moment, poliția acumulează probele necesare și e în așteptarea raportului de la pompieri. În baza acestui raport se va decide dacă se face vinovat sau nu bărbatul în vârstă de 37 de ani. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă casa a ars în totalitate. Dacă îi se va demonstra vinovăția, acesta riscă să ajungă după gratii. Un alt incendiu a avut loc într-o gospodărie din satul Crihana Veche, raionul Cahul. A luat foc bucătăria după ce butelia cu propan aflată în interior a explodat. Flăcările riscau să distrugă întreaga casă, dar pompierii au reușit să lichideze incendiul. Nimeni nu a avut de suferit. Balonul l-am adus la 100 n-am să mai mult. Și el este fenătaș să-l controlez, dar nici nu l-a pus la piet, l-a controlat așa. Și a început a obuhnit și nu mai putut să fac nimic, să azurile vreo ceva, vreo haină, nimic. Și repede aici am doi afară, că noi am doi eram, nu mai eram cu nimic. Și l-am spus la vecini, s-a sunat la pompieri. Flăcările au distrus 21 de metri pătrați din suprafața bucătăriei și bunurile care se aflau în interior. De la începutul anului, în țară au avut loc 848 de incendii în care au decedat 59 de persoane.